această terasă se deschide de doar de 2 ani. A fost cumpărată de la un alt făcut. S-a intervenit și în design și în deservire. S-a schimbat practic tot. Este dificil din două momente. Problema cu personalul, staff-ul. Nimeni nu vrea să lucreze în ziua. Toți sunt tineri, toți sunt ambițioși, toți vor salarii mari. Când e vorba concret de un bucătar sau de un chelner profesional cât de cât, este problemă de a găsi. Personalul pe care l-am acum sunt persoane care prin efortul personal i-am adus la condițiile care sunt. Am doar doi bucătari care au absolvit școala profesională din Chișinău, școala numărul 1. Întreprinderea noastră în general se specializează mai mult pe bucate la grătar, fiindcă vara lumea caută bucate la grătar. Sunt de la legume, terminăm cu pește. Avem de toate. De porc, de vită, pui, pește, și somon, și șalău, și carne. Totul este proaspăt. Comanda se face pe loc, niciodată nu se face din timp. Nu este mulțumită din cauza că are de așteptat jumătate de oră. Dar eu consider că persoana care are cât de cât o anumită cultură în deservire, ea își permite să aștepte jumătate de oră să fie gătit totul proaspăt pe loc, pusă păcuie pe loc, salata ce e tăiată de semene pe loc, nu de ieci, nu din altă parte. Luna iunie, iulie avem mai mult frigărui de porc, luna august avem mai mult pește. Deci, dar noi suntem lideri la vânzări de frigărui în acest parc nistean. Așa, în general, frigărui de porc este cel mai vândut produs al nostru. Deci este pregătit de către însuși directorul întreprinderii, el personal marinează, taie carne, fiindcă asta mult contează când cineva are specialitatea sa. Specialitatea întreprinderii noastre este frigărul. Nu s-a schimbat prețul de 2 ani, cu toate că la piață și la metru cumpărăm marfă, s-a schimbat prețul mult. Noi am păstrat același preț din cauza că știți ce condiții avem economice. Fiecare an lumea își permite tot mai puțin și mai puțin. De-aia și n-am schimbat. Se pregătește în bază de apă minerală, fără oțet, fără alte adausuri care se pun la salamuri. Pentru dumneavoastră știți că acum lumea, nu spun de nume, dar se stăruie să pună niște adausuri care să facă carnea cât mai bună. Noi instruim vara, să alegem cele mai simple salate care sunt, nu pe bază de maioneză, nu știu ce, care se alterează foarte repede. Capacitatea noastră de pregătire este foarte mare. Noi pregătim foarte mult frigărui. Cât? De 10-15 kg pe zi se duc. Bucătarii sunt controlați permanent la fiecare comandă. Dacă a făcut bine, dacă a reușit să facă la timp. Noi, în general, instruim să sincronizăm cu patii la grătar, cu salatele și ce se face acolo. Și la masă se dă totul la timp. În fiecare lucru pe care îl facem și în același frigărui, noi depunem suflet. Și asta e cel mai important. Când depui suflet. Când depui suflet, atunci se primește totul gustos.